Bun găsit, stimați prieteni, continuăm seria emisiunilor de Crăciun, secrete de Crăciun. Invitatul meu este domnul Dumitru Tudone, vicepreședintele Consiliului Județean. Bine ați venit, domnule vicepreședinte. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Vorbim despre Crăciun, vorbim despre, era să zic, amintiri din copilărie. Spuneți-mi, vă rog, pentru dumneavoastră, Crăciunul, ce arome are? Ce vă amintiți din copilărie? Care sunt mirosurile specifice de Crăciun? Mirosul specific de Crăciun pentru mine, tot ce mi-aduc aminte din copilărie, reprezintă acei biscuiți de casă făcuți de bunica și o să spun mirosul de lumânare din brad cu ocazia împodobirii acestuia. Foarte interesant. Biscuiți de casă făcuți de bunica. Da, erau niște biscuiți de casă, ceva lunguieț așa, alb, las pe mașina de tocat, cu o formă care se punea în loc de sita de făcut cârnați. Și ieșeau niște biscuiți lungi, băgați la cuptor și copți. Ați mai regăsit mirosul acela? Tot încerc să mă... Nu cred că este un desert foarte comun. Nu, de când nu mai e bunica, chiar mai continuat mama obiceiul, dar nu erau bunica. Unde? Și bunica ce făcea? Făcea biscuiții aceștia de casă, fenomenali, da. Care miroseau a ce? Era și puțină ciocolată, că atunci era rară. Nu exista ciocolată. Era, cred că, vanilie, ca pe vremea respectivă, vanilie și zahăr pudră. Ceva de genul acesta. Corect, corect. Și ce mai făcea bunica? Cozonaci îi făcea mama. Dar asta am rămas cu, să zic așa, cu moștenirea asta mentală, acei biscuiți care a continuat obiceiul în timp și mama. Și cozonacii deja îi făcea mama, că era tradiția cu bătutul, trântitul, ca să dospească procedura specifică a face un cozonac în casă. Crăciunul dumneavoastră miroase și a brad natural? Nu mai a brad natural. Totdeauna am avut, să zic așa, onoarea din partea părinților mei de a împodobi un brad natural pe toată perioada copilăriei și ulterior, când m-am făcut mai mare, tot obiceiul acesta e de a aduce un brad mai mare sau mai mic în casă și a simți mirosul. Crăciunul unde îl petreceați? La bunica sau doar în prea... În familie, dar petreceam la bunica, bunica stătea cu noi. Spuneți-mi, vă rog, bradul, când era împodobit? Bradul. Că aici sunt păreri... Bradul împodobeam întotdeauna în ajunul Crăciunului. Deci 23? Da. Da. Și dumneavoastră ce rol aveați? Vă mai amintiți? Exista un lobby? Aveam un rol activ. Cred că cam pe finalul grădiniței și chiar și începutul școlii primare erau podoabele din bradul copilăriei, erau acele lănțișoare făcute din hârtie colorată, care eram cu foarfeca, tăiam cu foarfeca și făceam un cerc alb, unul roșu, după care le îndădam și făceam acele ghirlande și alte forme din hârtie. Globuri aveam mai puține, aveam sticlă, și câteva, acelea din sticlă. Aveam și câteva globuri, mi-aduc aminte că am văzut de curând la cineva și chiar mi-am adus aminte, erau unele sub formă de umbrelă, lunguiețe așa și subțiri sau acadea, ceva de genul acesta. Mai puțin împodobite ca astăzi. Roșu simplu și efectul care ne aduceam aminte. Unde făceți acele decorațiuni din hârtie? La grădiniță sau acasă? Făceam la grădiniță, îl făceam pentru pomul din clasă, dar acasă era plăcerea mea, începeam chiar cu 2-3 săptămâni înainte de împodobi și făceam mormane de... Mama chiar zicea, câte mai faci, că ajung, împodobeam și prin casă, puneam și la geam și
cum simțeam noi atunci, la vremea respectivă. I-a scris moșului? Am scris. Am scris de multe ori. Și care este acel cadou pe care vi l-ați dorit foarte tare, cel mai mult, și pe care moșul ori vi l-a adus, ori nu vi l-a adus, povestea cineva despre o bicicletă, și care n-a venit decât când și-a cumpărat-o singur? Există vreo jucărie, există vreun lucru pe care vi l-ați dorit foarte tare și sincer, de la Moș Crăciun? Cât am fost copil, n-am cerut decât jucării, într-adevăr. Am avut noroc ca toate jucăriile care le-am cerut să mi le ofere moșul. Mi-aduc aminte, am vrut un tank teleghidat. Uh-huh. Aveam, cred că, 6-7 ani atunci. Și mi-a adus moșul acel tank teleghidat. Am avut în acel an și, să zic așa, o sincopă pe sănătate și eram în casă. Și când am văzut tancul, m-am înviorat și 3 zile m-am jucat mai cu tancul, mi-aduc aminte. Ce culoare avea? Verde. Verde era micuț, așa, ceva micuț și se învârtea turela și mergea el un pic. Cu telecomandă era, da. Și era pentru mine wow la vremea respectivă. În rest, de câte ori a fost, am cerut un camion, am cerut ceva de genul acesta, moșul mi-a adus. Înseamnă că ați fost un copil cu minte, norocos pe de altă parte? Am fost și un copil cu minte, zic eu, în limitele bunului simț, că un copil, zic prea eu, cu minte, da. Nu-i stă bine să fie numai cu minte, mai trebuie să fie și, să spunem noi, puțin mică, așa. Da, da. Dar una peste alta, eu zic că am ascultat de părinți și le mulțumesc pentru educația care mi-a oferit. Există vreo imagine din copilărie care, care vă vine în minte în timpul Crăciunului sau în preajma sărbătorii de Crăciun cu bunica, cu bunicul, cu mama, cu tata? Aveți vreo asemenea imagine puternică care vă urmărește de obicei, de, care vă revine în memorie de Crăciun? Sunt, să zic așa, imagini mai multe. Cel mai mult mi-aduc aminte cu plăcere tot de către brad, și anume la finalul împodobirii bradului, până am avut prima instalație, să zic așa, electrică cu luminițe, da? Erau niște steluțe așa. Steluțe? Ați avut cu steluțe, da? Cu steluțe erau, da. Până atunci împodobeam bradul în loc de luminițe cu câteva lumânări. Și ce-mi plăcea cel mai mult, când puneam betalea, foloseam vată, când aveam betală, vată albă. Și împodobeam bradul cu betală și venea momentul maxim care îmi plăcea mie cel mai mult, când puneam artificiile, acelea micuțe, cu codiță de sârmă și care făceau acele scântei. Da. Și efectiv, abia așteptam să aprind artificiile ca să văd cum luminează în beteală și două, trei lumânări, că trebuia să fim atenți să nu ia foc. Să nu ia foc. Dar în momentul ăla îl așteptam cel mai mult când iese să aprindem artificii. Lumânările naturale, fiindcă nu cred că sunt mulți care știu că de lumânările naturale erau decorațiuni, efectiv, din brad. Erau decorațiuni, da, cu un suport, cu clemă așa, și se înfigea lumânarea și era o lumânărică mică și era ceva rotund așa, unde se înfigea lumânarea cu clemă, roșii, albe. Îmi povestea un invitat că a luat foc bradul și copil fiind, el a sărit cu pernele ca să stingă bradul, domnul Ganea, dacă nu mă înșel. Adică cu lumânările acelea au fost și incidente, fiindcă da, trebuia să ai mare grijă. Mergeați la colindat? Am mers la colindat, cred că, nu mai știu dacă și intra 8-a, dar până în clasa 7-a, cu siguranță am mers. Cu cine era? Cine mai cunoașteți numele celor care mergeați? Sau cu ce mergeați în primul rând? Nu, mergeam... Cu ce cântece? Cu ce colinde? Mergeam cu Bună dimineața. Asta când e? Era ori Moș Ajunul cu o seară înainte de Crăciun în ajun, da, ori în dimineața Crăciunului cu Bună dimineața. După aceea colindam, nu mai știu când era... Plugușorul era 31. Da. Nu, până la Plugușor mai... mai plecați la colindat, o tură. Da, două ture.
Aveam un coling cu leruile, dar nu mă știu dacă mergeam până în Stea sau în, după Stea, nu mă știu exact când era. Cred că între Bună Dimineața și Stea mergeam după aceea cu leruile, după care mergeam cu Steaua, am avut un an performanța să fac toate cele trei zile, pentru că mi-aduc aminte și acum că Steaua este singurul colind care, începând cu 25, 26, 27, se colindă cu Steaua. Și mergeam, împărțeam zona, astăzi mergem pe zona asta, mâine mergem pe zona aia, cealaltă pe cealaltă zonă. Și după aceea, pe 31, era vestitul Plugușorul, după care, bineînțeles, încheiam colindul pe 1 dimineața, mă duceam, țin minte, cu sora mea, care este, să zic, mai apropiată de vârstă ca mine, fratele meu fiind mai mare, încă nu mai participa alături de noi. Mergeam cum ne trezeam dimineața peste părinți cu sorcovele și sorcoveam. Și mi-aduc aminte că pe tata îl sorcoveam cu sorcova invers, că zicea mama: întoarce sorcova la tata. Și cam aceste 5 colinde le-am făcut mult. Înseamnă că ați fost performantul la cântece de Crăciun. Împreună cu... mai puțin sau mai mult. Aveam gașca cu care mergeam, să zic așa. Eram colegi de clasă, toți eram colegi de clasă, mai se nimerea la 1-2 și cu colegi din cartier, că atunci pe vremea noastră... colindă în cartier, În cartier, și dacă era să fim în vacanță și în cursul săptămânii sau ceva de genul ăsta, mai mergeam și pe la părinți, pe la servici, pe acolo, că acolo se mai plângeau mai mulți covrigi. Și se primeau atunci și covrigi, și mere, și nuți, și bani. Și bani. Și bani se primeau. Și la împărțeală cum era? Aveam, unul dintre noi era casa. Casa, da? Casa strângea banul la fiecare dată. La sfârșit, când terminam ziua de colindat, ne opream într-o scară de bloc, mi-aduc aminte, care era mai curată, mai cu geamuri întregi, atunci mai erau și cu geamuri sparte, da, să nu fie curent, și începeam pe casa scării acolo și împărțeam. Un leu ție, 50 de bani ție, că mi-aduc aminte, era și 25, 50, moneda de 1 leu, moneda de 3 lei, moneda de 5 lei și, pe urmă, bacnote. Ba, alea rare. Erau rare. Bacnota de 10 lei era premiul care, da, pe unde ajungeam și primeam o bacnotă de 10 lei. Ce să, sau una de 25 de lei. Cu porcul, era, cu tăiatul porcului, ați, sau stând la bloc, nu? Am avut și acest noroc de... am oferit părinții și tradiția cu tăiatul porcului. Ce înțelegeați când erați mic? Cum priveați? N-am fost, să zic așa, speriat de acest fenomen. Fac comparația cu copiii mei când i-am dus să învețe și tradiția. Toate că nu i-am dus de mici, undeva, nu știu cât aveau, 4 sau 5 ani. Băiatul cel mare, cel mic nu l-am luat în anul acela, dar cel mare, când l-a văzut, a văzut purcelul înjunghiat și s-a făcut mila, a început să plângă și a plecat. N-a mai... Ați vrut să continuați, sau mă rog, să duceți exact, tradiția, da. Ulterior, după un an, doi, a venit fără probleme, dar atunci primul impact a fost exact de milă. De milă. În schimb, eu nu pot să spun că nu mi-era milă sau... dar îmi plăcea, mă duceam cu tata de dimineață, de când se ducea, de când mi-aduc aminte că intra în cușca lui acolo, unde îl ținea, în grajdul lui acolo. Da, și acum cu sfoara, făcea ochiul de sfoară, îl punea pe piciorul din spate, după aceea hai, scoate-l din graj. Aveați sport propriu, creșteau părinții. Da, stăteam, am stat la casă până la vârsta de 8 ani. După aceea am fost demolat și mutați la bloc. Și atunci, până cât am stat, am prins vreo 3 sărbători. Le-am prins acolo și îl văd cum punea sfoara, mergea cu fratele, cu un vecin. Erau 2-3 acolo care îl trânteau, îl înjunghiau și pe urmă începeam tot procedeul. S-a rupt ceva din... cum s-a schimbat Crăciunul odată cu mutarea la bloc?
Fiindcă totuși bănuiesc că a fost un moment extrem de delicat. Într-adevăr, am simțit, obiceiul l-am continuat la fratele tatei care stătea în continuare la curte. Nu fusese demolat și mergeam și făceam obiceiul acesta cu înjunghierea porcului la fratele tatălui, care pe parcursul anului îl ajuta și creștea atunci un porc pentru el, un porc pentru familia noastră. Și am continuat acest obicei mai mult, dar toată această procedură, mai ales când ne-am mutat la fratele tatălui meu, avea doi băieți apropiați de vârstă cu mine, verișorii, un verișor mai mare ca mine cu 2 ani și un verișor mai mic ca mine cu vreo 3 ani, ceva de genul ăsta. Și era momentul, să zic așa, de glorie între băieți la sfârșit, când s-a terminat porcul de pârlit, de pregătit, înainte să-l taie, pe noi ne păclea, pe noi copii ne păclea că cine vrea să ia bășica să joace fotbal, trebuie să facă un obicei. Și ne luam la trântă pe acolo prin curte toți trei, care să ajungă primul în partea dorsală a porcului, da, să-l bube. Că zice, da, cine bubă porcul, ăla ia bășica. Noi, care să o luăm, că nu, că eu o iau. Era o competiție între noi și mi-aduc aminte cum ei doi râdeau, zâmbeau alături și noi ne îmbrânceam care să ajungem primii acolo. Sunt niște amintiri care... Da, vreau să chiar credeți ceea ce... Credeam, nu pot să spun că n-am zâmbit și eu la un Crăciun cu copiii mei. Le-am spus, haideți să uite așa. Pe cel mic l-am convins, cel mare nu, dar cel mic s-a dus. Spuneți-mi, vă rog, că există obiceiuri, vă ceați la biserică, ai dumneavoastră, părinții noastre sau bunicii erau bisericoși, bunica, mergeau? Bunica era foarte bisericoasă, credincioasă, ținea posturile. Mă ducea la spovedanie? Mă ducea la toate spovedaniile, mă lua de mână și mă ducea. Și la Deni, când era de Paște și în toate perioadele astea mă lua și mergeam cu ea. Și ziua de Crăciun mergeați la biserică? Nu, ziua de Crăciun n-a fost, să ducea bunica, dar eu rămâneam acasă. Mă lăsa să dorm mai mult, era vacanța. Atunci era zăpadă. Spuneți-vă, rog, care dintre obiceiurile păstrați reușiți să le păstrați și acum? Să le continuați? Bănuiesc că bradul... Deci, obiceiul cu bradul îl păstrăm și acum, numai că nu mai păstrăm data. Vrei, a fost devansat așa? Vrei, nu vrei, da. Vrei, nu vrei, acum... Ca să ne bucurăm mai mult, acum avem obiceiul să-l împodobim... Am de ziua națională, așa. De Sfântul Nicu. Asta este tradiția la mine în familie, cu copii. De în perioada sărbătorii Moș Nicu, atunci dăm, cum spun eu, sculuve din pod, haide repede. Avem niște cutii cu aranjamente, cu tot ce este pentru în casă, mâncurte, luminițe, tot ce este și în ziua aceea ne apucăm să împodobim casă. Și seara terminăm inclusiv și cu bradul și cu tot ce este. Cozonacii? Cine îi face acum? Cozonacii... Sau îi cumpărați? Cozonacii la... De la vecin, da? La supermarket. Cozonacii la supermarket. Prăjitura aceea fenomenală? Prăjitura aceea fenomenală, nu știu rețeta, chiar am vorbit cu soția mea, a zis de multe ori să caute o rețetă asemănătoare. Nu pot să spun că nu facem și noi ceva în casă, tradițional facem, dar acea rețetă n-am apucat să o preluăm de la mama, să spun, că ar putea să ne-o transmită mai departe. Mai aveți obiecte vechi de specifice sărbătorilor de iarnă? Ați mai reușit să păstrați globulețe, ceva? Acum... Îmi spunea domnul Auraș Dragomir, primarul de la Măneciu, că există o tradiție și nu numai aparat în zona aceea. E bine ca în pomul de Crăciun să ai un glob de la bunica, de la bunici, un glob de la părinți și un glob din prezent.
astfel încât să creeze acea energie, astfel încât toți ai tăi să fie într-un fel sau altul acolo. Într-adevăr, cred că mai în fiecare familie acest obicei există sau ar trebui să existe. Ce îmi pare mie rău că nu pot să mă bucur de acest lucru, datorită faptului într-o perioadă, să zic așa, foarte scurtă, datorită regimului în care am trăit atunci, după ce ne-a demolat proprietatea, ne-a mutat într-un bloc, într-un cartier, ulterior la alți 2-3 ani de zile ne-am mutat de acolo în alt cartier și de acolo iar în alt cartier, cum se obțineau repartiții și prin toate aceste mutări s-au pierdut lucrurile. Da. N-am avut ce să facem, asta a fost. Deci n-aveți niciun obiect de la bunica? Nu. Cred că 1.000.000. Dar bunica ce punea în brad? Vă spunea neapărat să puneți ceva, deci vorbim despre betală, vorbim despre vată, vorbim despre globurile acelea care de fapt erau mai mult așa, niște lumânări cu suport, lumânări naturale mici. Da. Și cam atât era și vârful acela. Da, vârful acela pe care roșu, îl punea, da, roșu, inevitabil roșu. Da, da, da. Pe care îl puneau, deci cam atât. Bunica nu cam atât. Era totul foarte simplist. Nu pot să spun nici că dispuneam de foarte multe. Am avut noroc cu fratele meu mai mare, care el era cel care coordona totul, fiind cu 12 ani mai mare ca mine, vă dați seama că în momentul în care ne apucam să facem știa obiceiul, asta, știa obiceiurile, tot, așa, și el mereu îmi spunea, uite Mitica, asta o facem așa, o facem așa, asta eu tot întrebam, dar asta așa cum o facem, păi ai grijă, m-a învățat cum să pun vata să nu ia foc de la lumânare, a fost o perioadă în care, 2 ani de zile cât a fost el în armată, am preluat frâiele să fac pomul să-l împodobesc singur. Și atunci mi-aduceam aminte cum îmi spunea, vezi, ai grijă, lumânarea o pui așa, vata o pui mai departe, unde pui lumânarea nu pui. E un ritual, era un ritual. Era acolo ceva de organizare. Mai mult de grijă, de fapt. De grijă și, da, era o plăcere. E la actuală ce țineți? Bănuiesc că toată familia, să fie împreună familia? Da, toată lumea participă activ în mod egal. Asta e regula? Asta e regula și am băieții care așteaptă momentul împodobirii și sunt cei mai curioși și spus, tati, lasă-ne pe noi să scoatem globurile și aranjamentele din cutiile unde le strângem, lasă să le scoatem noi și tu faci cu mami ce ai de făcut acolo și eu cu Rare și cel mic împodobim cum știm noi, cum am învățat de la tine. Deci băieții împodobesc bradul. Băieții împodobesc bradul. Inclusiv vârf, vă rog. Inclusiv vârful, pe mine mă lasă să pun instalația electrică. Instalația electrică, că ai zis, mă, tati, e prea greu, că știi, că tu ne spui două în față, una în spate, una pe mijloc, una sus, ca să fie simetrie acolo. Și ce bine. Să fie așa, ca în filme de... Exact, aia, cât se poate, că nu putem spune că e bradul ca în filme, dar să fie de bun gust și plăcerea noastră să... Deci ați făcut deja bradul sau urmează? Nu, l-am făcut. Asta cu ajunul de Crăciun cred că ar trebui la un moment dat, nu știu, tradițiile în general ar trebui, trăim parcă prea repede, parcă nu mai are timpul, răbdare. Și a devenit Crăciunul așa, mai mult marketing, mai mult, e foarte mult comercial, de fapt. E adevărat că taina Crăciunului se păstrează în fiecare familie, în interiorul fiecarei familii. De acord, cred că din acest motiv am devansat și împodobirea, pentru că de la an la an constatăm că aici împodobim, aici a trecut Crăciunul și tocmai ca să simțim fericirea Crăciunului am ales să ne mutăm cu împodobirea de Moș Nicu și nu de Moș Crăciun. Ce place cum spuneți Moș Nicu, nu Moș Nicu ăla, e Moș Nicu. Porc aveți în continuare? Zâmbeam. Sau cumpărați? Sau vă duceți? Cumpărați un porc, nu, da? Nu, un porc, nu, că nu, e mult. Nu avem ce să facem, dacă stăteam. Am avut și porc întreg, dar în momentul în care
eram, ne gospodăream altfel. Acum copiii sunt mari, unul la facultate, unul așa, e altceva. Ne luăm strict necesar. Nu mai suntem ca și bunicii. Carne e grea, să nu, da. Adică s-au schimbat. Înainte puneau la garniță, adică păstrau carnea până în aprilie, mai. Zâmeam un pic mai devreme, pentru că mi-aduceam aminte să le explic diferența între Moș Gerilă și Moș Crăciun. Da, mai bine, nu? Că Moș Crăciun a fost o perioadă Moș Gerilă. Da, da. Ceva de genul, dar evident că Moș Crăciun exact. Există și venea și la copii și la oameni mari. Copiii noștri, ai mei, au crescut, să zic așa, sub teama lui Moș Nicu. Eu le-am spus întotdeauna că Moș Nicu este cel care îi transmite lui Moș Crăciun ce trebuie să primească și ce nu trebuie să primească. Și dacă Moș Nicu este supărat, nu mai vine nici Moș Crăciun. Și ei erau la pachet cu cele două. Dacă sunt verișori cei doi. Sunt verișori Moș Nicu cu Moș Crăciun. În continuare, vă faceți cadouri, da? Copiii găsesc cadouri sub brad? Da, da. În continuare și acum, spre fericirea noastră, primim și noi cadouri de la copii. De la Moș Crăciun. Da, de la Moș Crăciun prin copii. Prin copii, exact. Da, și când le luam cadouri când erau mai mici, eram cu soția și le spuneam, stați sumiți pe canapea ca să nu stecați, să nu dărâme bradul și asta, stați acolo și când este gata totul, veniți lângă brad și ne luăm ce este de luat. E, acum, în ultimii 2 ani, am avut plăcută surpriză să vină, să zică, mami și tati, stați pe canapea acolo și când este gata, vă anunțăm noi să veniți. S-au inversat rolurile. Da. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule Tudone, pentru participare, pentru deschidere, în primul rând. Fiindcă este o magie a Crăciunului, fiecare familie are o taină a acestei frumoase sărbători. În sănătatea religioasă, evident că e cea mai importantă, de fapt, nașterea Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumesc, vă doresc sărbători frumoase, sărbători luminate. Mulțumesc și eu și nu trebuie să uităm niciodată că în fiecare adult există un copil. Mulțumesc! Și eu vă dorim sărbători frumoase. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, rămâneți sănătoși!